Această dimineață în care urăsc mai mult decât oricând. Mama împlinește 39 de ani. E mică, grasă, proastă și urâtă. E cea mai inutilă mamă din câte au existat vreodată. Alexi, mamă, tu cum îți vei aminti de mine? Spune-mi un lucru de care îți va fi dor cel mai tare. Un singur lucru, Alexi. Hai, un lucru, unul singur. Alexi, Alexi, un lucru nu e mult. Te rog, Alexi, te rog. Ochii. Ochii e bine, Alexi. O priveam pe mama cum se zbenguie pe plajă, ca o cățea bătrână. Căuta vântul cu fața, își desfăcea brațele și alerga așa în cercuri, cu ochii semi-închiși până obosea. De mamă în fiecare zi, așa cum i-am promis pe malul oceanului. Încerc să nu mint. Ochii mamei erau o greșeală. Ochii mamei erau resturile unei mame frumoase. Ochii mamei plângeau înăuntru. Ochii mamei erau dorința unei oarbe împlinită de soare. Ochii mamei erau lanuri de tulpini frânte. Ochii mamei erau poveștile mele nespuse. Ochii mamei erau geamurile unui submarin de smarald. Ochii mamei erau scoici crescute pe copaci. Ochii mamei erau cicatrici pe fața verii. Ochii mamei erau muguri în așteptare. Una sunt băiatul de la gurnoi, a venit cu suvet. Bă, mă, gata! Îți dat cu capul de ușă. Deci nu vreau! Aha. Cel mai bine este... Ce? Ce ne puteți spune despre experiența cu barca? M-am mutat la funcă, era bunul trimut.